Salut, Mircea sunt. Uite, eu acum plec din Cluj, ok? Dacă ne vedem cam într-o jumătate de oră, 45 de minute. Da, ești cu mașina. Îmi zici tu pe unde? Unde să vin? Înainte să mergem spre Câmpia Turzii, să-l cunoaștem pe tânărul acesta care a fost de acord să ne explice puțin despre cum funcționează consumul de zombi la ei în oraș, haideți să înțelegem puțin de unde vine acest drog. Practic, el face parte din categoria drogurilor așa numite legale. Au apărut în România undeva prin 2010-2011, a fost o mare epidemie atunci, la început autoritățile au fost luate prin surprindere, au fost foarte multe cazuri de tineri intoxicați și s-a dovedit că efectele asupra sănătății au fost uriașe, au fost un impact foarte mare, după care autoritățile au interzis consumul acestor droguri. Când spun droguri, etnobotanicele, legalele, inclusiv această chestie numită zombie, înseamnă de fapt niște frunze uscate, stropite cu diluant, cu detergent, cu spray de gândaci, cu tot felul de chimicale foarte nocive pentru sănătatea umană. Dacă mă auzi, dă un semn pe avarii. Ca să-mi dau seama că mă auzi. Salut! Mircea, ce faci? Cum ești? Acum am vizit. Stăm puțin de vorbă? Da. Hai, stăm aici. Că, dacă vrei să mergem la o cafea undeva? Nu, știu cum vrei tu. Hai să stăm 2 minute și vedem. No, deci eu sunt jurnalist. Să nu mi-apară numele sau ceva, știți că foarte cunoscut. Câți ani ai? 17. 17 ani. Și cum? Spune-mi puțin așa, cum a început toată chestia asta. Chiar primantele, când încerci primele fumuri, încep. De exemplu, să am ții foarte tare de cap, să-i face capul greu, corpul. Și ai tot felul de... Depinde în ce stare ești când fumezi. Îți faci tot felul de viziuni în cap. Da, e mai intens ca iarba, e mai intens ca... Da, iarba ți-e face efectul doar după vreo 3-4 minute. Dar de la alea, de la primul fum, deja ești aerian, nu ești tot. Nu mai știi nimic, începi să-ți amățească picioarele prima dată, după tot corpul. Și din câte îți dai tu seama așa, creează dependență? Da, foarte mult. De exemplu, m-am lăsat 5 luni și am zis, am fost într-o seară în club. Și când am venit de la club, am întâlnit cu niște prieteni cu care ieșeam. Și am zis că merg cu ei. Am consumat alcool și nu mi-am dat seama atunci în moment ce fac. Și chiar numai după ce am fumat, am început să realizez pe când începea să mă iasă efectul că iar am fumat și eram conștient că a doua zi o să-mi trebuiască iar. Și așa au și fost. A doua zi mi-a trebuit iar, am început să vrea și de dimineață, pardon, cum am trezit. Și am pot continua să fumez. Până în prezent. Și de unde îți faci jos de bani? Că mă gândesc, cât e un plic în primul rând? Că păi am auzit tot felul de prețuri. În Cluj, 20 de lei, 30, aici la noi mai scump, 50 de lei. Nu e scumpă de șerba. De 50 cât e? Un gram? Două? Păi depinde acum de la ce dealer zi, că tot felul de regal. Ca un fel, sunt legale care sunt făcute în laborator, ca și un fel de iarbă sintetică, uh-huh. Sunt frunze de astea de pe jos, sunt mai multe feluri. Dar dacă ai vrea să
să te lași? Ai fi dispus să, adică să ții angajamentul că o faci pe bune? Da. Am mai fost tot așa, din temel la un ceai într-un Cluj, 3 zile. Dar acolo nu am ce să fac. Deci m-au ținut cu 3 pastile, 3 zile, îmi dau în fiecare zi cu 2 pastile pe zi. Ce pastile? Erau niște calmanti în caz că aveam sevrage și ceva, dar nu m-au ajutat cu absolut nimic. În timpul ăla n-aveam sevrage, cât am stat acolo internat. Înainte cu vreo 2 săptămâni să merg, m-am lăsat, n-aveam sevraj, m-am mers pentru părinți să le demonstrez că chiar nu mai fac. Da, degeaba. Da, și m-am întors, în prima zi când m-am întors din spital, era anul trecut, era valul bubocilor, și am mers la valul bubocilor. Și eu cum am ajuns acasă, m-am dus la mașină, am urcat sus, am făcut duș, m-am schimbat și am ieșit afară. Și chiar aici, vă spun că ați văzut dispariurile când ați trecut. M-am întâlnit cu un prieten și avea cui în mână, avea joint în mână. Și atâta mi-a trebuit să-l văd. Și eu zic că trebuie vrei și am zis, n-am zis nu, am uitat. Și am mers, am fumat și la bani și am pus mai mult și am luat vreo 10 plicuri și mi-am rupt capătul, n-am venit acasă. Am auzit că sunt o grămadă pe aici, prin mai ales și în Câmpia, da, prin, mai și prin Cluj sunt. Dar în Câmpia sunt care fură din magazine ca să-și facă rost de bani. Da. E adevărat? Da. Am fost și implicat în gașa asta, un timp, dar nu. Poate să-ți facă dosar penal. Da, știu. Și am căzut de dor la poliție din cauza asta. Cum s-a purtat poliția cu tine? Rău. Ce înseamnă rău? Prima dată, vă dați seama că o vorbit frumos, ne explicat, să recunoaște că e bine, eu n-aveam ce să recunosc, asta n-am ce să recunosc că nu-s vinovat, chiar nu știu ce am făcut și pentru ce ăsta aici. Și după aia, mi-a zis băiatul ăla și am recunoscut. Și atunci băiatul ăla l-a lovit poliția. Pe tine te-au lovit? A venit un polițist. Da, m-a lovit și pe mine. A venit un polițist și m-a văzut că râdeam. Și a scăit tu pe și să râd. Și am zis, dacă nu-s vinovat pentru absolut nimic, n-am motive să fiu supărat sau ceva. Și atunci m-a prins de față și m-a dat cu capul de perete. Cum te înțelegi cum ai? Că apar o femeie care îți vrea binele, dar mi-a zis că câteodată e frică de tine. Îmi vrea binele, dar știți care e faza? Are momente când vă dați seama că când te întoghezi atâta timp, 3 ani jumate, e ceva normal să te schimbi, să nu mai fii același om la față, să ai alte mentalitate, să nu mai gândești la fel. Că astea te prăjesc rău. Deci, de exemplu, să zic, uitați-vă, ieri am fumat, m-am încercat cu mama și am ieșit și am fumat. Mă crezi că atâta știu că am ieșit și m-am dus la Rieș cu niște prieteni și am fumat. Dar pe acolo nu mai știu nimic. Câți prieteni ai tăi fumează? Vara trecută am avut o gaștă de 30. Eram 30 numărați care ieșeam în fiecare zi. Deci aveam fiecare, în fiecare zi, ieșeam toți 30, era aici parcul ăsta la non-stop. Ne întâlneam acolo, toți aveam o oră când ne întâlneam. Și fiecare câți bani avea toți banii până aici, nu l-am să fumăm. 30? Da, 30. Și în Câmpia, cred că e dezastru. Seara, la ora asta, vara trecută, nu știu dacă mai era unul dintre toți copiii din zona asta care să fie copii, să ieșim, să râdem, să mai avem un fotbal sau ceva, toți eram drogat. Crezi că în seara asta, dacă ai putea cumpăra pentru mine, să văd eu cum arată. Vreau doar să le arăt și altor adolescenți că uite cât de ușor se cumpără, uite ce poate să-ți facă, uite ce se întâmplă într-un oraș din România seara, în ochii noștri, sub ochii noștri. Da. Păi hai să mergem atunci la o cafea și atunci caut pe cineva. Deci mergem la o cafea undeva, într-o cafenea pe aici? Da. Hai.
incredibil, pur și simplu incredibil. Cred că ăștia vând de milion. Așa arată zombie, drogul care a făcut ravagii aici în Câmpia Turzii, la Cluj și în, probabil în multe alte orașe din țară. 50 de lei costă chestia asta și noi am obținut-o în doar câteva ore. Ne-a luat practic mai puțin de 24 de ore să găsim un consumator care în câteva minute ne-a dus la un dealer și de acolo am putut să obținem acest praf. Efectele sunt absolut îngrozitoare. Copiii aceștia, că majoritatea sunt copii, sunt practic paralizați în momentul în care îl consumă, iar genul acesta de drog, genul acesta de consum distruge comunități, dar mai mult, distruge vieți, distruge viețile unor copii, cum l-ați întâlnit pe acest tânăr.